Momentul adevărului, cine va câștiga meciul, cine va câștiga finala. Constantin Tutu sau Leon Miedema din Olanda. Constantin Tutu a trecut de Samir Kazimov și de Ciu Nikita. Pe Kazimov l-a bătut prin knockout în prima repriză, pe Nikita la decizie după 3 runde. Așadar, un meci întreg și aproape o repriză, și încă aproape o repriză pentru Constantin Tutu în gală până în acest moment. Finalist Constantin Tutu va lupta împotriva lui Leon Miedema, olandezul cu origini surinameze. L-a făcut knockout în câteva secunde pe Cristian Teston, tot la fel foarte repede knockout în repriza a doua. Errol Zimmermann și el la colțul olandezului Leon Miedema, cel care are o mare problemă la ochiul stâng, este foarte bună olandezul, să vedem cum se va comporta în această finală. Este ultimul meci al Galei, ultimul meci al Piramidei de Or. Cine câștigă acest meci este primul campion de Activ-1 la categoria 85 de kilograme. Reprize câte 3 minute plus un extra round, în caz că este nevoie de un extra round. După cele 3 runde, Miedema împotriva lui Constantin Tutu, una peste alta, oamenii care au meritat să ajungă în această finală. Cei mai buni luptători în această gală. Începe cu una repriză. Învingătorul în acest meci va pune mâna pe centură. Centura de campion, foarte bine Tutu cu un croșet de stânga. Momente de tatonare între cei doi luptători, Tutu a rasat pentru moment brațele jos.
Iată, o serie bună pentru Constantin Țuțu. În acest moment, un meci dominat de Țuțu. Foarte bine coșul de stânga pentru Constantin Țuțu. Țuțu este un luptător făcut pentru un astfel de sistem. O condiție fizică foarte bună pentru luptătorul moldovean. Poate oricând să ducă 3 meciuri într-o singură seară și să le câștige pe toate 3. Bună dreapta lui Constantin Țuțu. Ștere frontală de picior. Serie de brațe acum pentru Țuțu. Bună dreapta trimis acolo de Țuțu. Nu sunt atacuri foarte convingătoare nici din partea lui Țuțu, nici din partea olandezului până acest moment. Încă se tatonează cei doi jucători, încearcă să cunoască cât mai bine. Chiar dacă doi au mai luptat, atăiat, acum au ieșit puțin, scântei, Țuțu a încasat o directă de stânga, încearcă Țuțu acum de întoarcere cu piciorul. Bună dreapta lui Țuțu. Încă o dată Țuțu primită luptură de genunchi. Bună lovitură lui Constantin Țuțu, foarte bună această serie încheiată cu lovitură de picior. Din nou Țuțu continuă serie de brațe și o lovitură mediană de picior. Lidem aduce aceste lovituri pe picioare. Încă o dată o dreaptă trimisă de Țuțu. Un meci și o primă repriză foarte bună pentru Țuțu până acest moment. Cearcă din întoarcere foarte bine la corpul adversarului, s-a dus această lovitură a lui Țuțu. Cearcă și un genunchi, blochează acolo Lion. Încă o directă foarte bună pentru Constantin Țuțu, serie de brațe excelentă, genunchi, încă un genunchi, a fost doi genunchi din clinci, unul singur este permis. Ultimele secunde în această primă repriză, Midem a afectat de loviturile încasate până în acest moment de la adversarul său. Fecherul. Începe ca doar repriza dintre Constantin Țuțu și Lion Midema. Prima repriză dominată de Țuțu. Începe bine și această rundă Țuțu. A inițiat un atac, a fost contrat de adversarul său și a picat la podea Țuțu. Lovitură mediană, lovitură frontală, în toată frontală pentru Țuțu. O frontală și pentru olandez, dar Țuțu intră foarte bine cu două croșee și câteva lovituri de picior. Se simte foarte bine această seară. Țuțu este într-o condiție fizică excelentă, într-o dispoziție de luptă foarte, foarte bună. Câteva lovituri bune pentru Țuțu, o lovitură de genul la corp. Bună dreapta, excelentă lovitura lui Țuțu, o directă frumoasă, a întins foarte bine brațul acolo Constantin Țuțu și a spart garda adversarului. A încasat Țuțu lovitura acolo, tras fiind de adversarul său.
câteva lovituri. Leon Midema, Țuțu a primit și el acolo câteva lovituri bune. Vine acum și Leon Midema peste adversarul său. Foarte bine a luptat până acest moment Țuțu. Nu a lăsat nicio oportunitate lui Midema. Olandezul pus pe corzi, iese de acolo. Bună dreapta lui Țuțu, încoată cu brațul drept. Câteva lovituri cu același drept pentru Țuțu. Lovitură mediană de picior. Și nu știu dacă Midema până în acest moment al meciului a dat mai mult de 10 lovituri. Încă o dată Țuțu cu lovitură mediană de picior. Bună lovitură la corp al lui Țuțu. Vin și două lovituri ale lui Leon Midema. Un box bun al lui Leon Midema la corpul lui Țuțu ceva mai devreme. Ne apropiem de finalul și aceste reprize. Ceva lovituri de picior bune pentru Constantin Țuțu. Încă o dată Țuțu cu o lovitură de picior. Suntem la finalul celor de-a doua repriză. A doua repriză din nou foarte bună pentru Țuțu. Ultima repriză dintre Constantin Țuțu și Leon Midema. Această rundă vom vedea cine este campionul K1 All Grand Prix la categoria minus 85 de kilograme. Turneu organizat de Fighting Entertainment Association și președintele asociației, domnul Dorin Damir. La Chișinău am văzut un început de repriză foarte bun pentru Constantin Țuțu. Iată o serie de brațe excelente pentru Țuțu. Midema ține brațele sus, încearcă să apropie. Iată, lovitură din întoarcere pentru Țuțu. A alunecat acolo Midema, nu este knockdown. A văzut foarte bine arbitrul din ring. Bună luptat de genunchi și acum un clinch între cei luptători. Încă o dată serie bună pentru Țuțu, ratează această lovitură înaltă de picior. Lovitură mediană acum pentru Țuțu. O și eu de stânga, dreptul de dreapta. Schimbul de lovituri între cei doi luptători. Două lovituri la corp trimise de Țuțu. Încolțura burtă și din partea lui Midema, cel care din clinci a lovit și la figura adversarului. Cearcă din întoarcere Țuțu. Stau aproape cei doi luptători, se schimbă lovituri, încearcă un genunchi acolo Midema. Încă o lovitură bună pentru Țuțu. Bună, dreapta lui Țuțu și vine și lovitura înaltă de picior. Excelent a punctat Constantin Țuțu. Ne apropiem de finalul meciului. Cade la podea Leon Midema, nu a fost din lovitură.
Iată o croșetă de stânga bun pentru Țuțu. A fost din nou o luptă de aproape cu câteva schimburi de lovituri între cei doi sportivi. Vedem croșetul de dreapta pentru Țuțu. Aici în continuă. Poate fair play cei doi luptători în această luptă. Schimburi de lovituri. Țuțu încearcă din întoarcere cu piciorul la capul adversarului. Din nou din întoarcere acum la corp Țuțu. 10 secunde au mai rămas din acest meci. 10 secunde pentru Niedema și Țuțu să schimbe lovituri. Țuțu îi pune o talpă pe fața adversarului, trimite și o stângă și este final de meci între Leon Niedema și Constantin Țuțu. A îndrept brațele sus, semn de victorie. Să vedem în ce direcție va merge decizia arbitrilor judecători. Să așteptăm decizia, un meci foarte bun făcut de cei doi luptători. Constantin Țuțu a avut o ultimă repriză ceva mai modestă, dar primele două foarte, foarte bune pentru Țuțu. Excelente lupte de luptătorul din Republica Moldova. Așteptăm decizia judecătorilor. Așteptăm să vedem cine este câștigătorul centurii K1 World Grand Prix 2013 la categoria 105 de kilograme. Decizie unanimă. K1 World Grand Prix 2013 in Moldova is Record Constantin Țuțu. Victorie pentru Colțul Roșu, Constantin Țuțu. Este cel care câștigă acest meci, victorie importantă pentru Țuțu împotriva lui.